Bună seara, dragii mei prieteni, copilași și pe toată lumea. Vreau să vă fac un mic anunț. Pentru câteva zile eu nu o să mai pot filma, deoarece o să mă internez la un spital privat din Cluj pentru investigații din cap până în picioare. Eu asta o fac ani de ani, pentru că niciodată nu știi când ai o boală ascunsă, fără dureri, fără nimica și numai te afli într-o bună zi că ești bolnav cu tot felul de boli, cu cancer și din astea. Știți voi că sunt boli ascunse care nu au durere și într-o bună zi te răpune și tu nu știi ce ești răpujos. Și așa că eu asta o fac anual pentru siguranța mea. Și o fac la spital privat pentru că ăla de stat nu mai mi inspiră încredere, mie cel puțin. Și după cum a dus la televizor, tot felul de cazuri în care oamenii au murit, copiii au murit în spitalele spitalele de stat și chestii din astea. Eu am siguranță în spitalul de stat, mă duc acolo, deja mă cunosc și în fiecare an, la sfârșit de an, îmi fac investigații din cap până în picioare și trebuie să stau acolo câteva zile. Așa că timp de 5 zile, o săptămână de zile, nu o să pot filma. Și de asta am spus ca să fac clipulețul ăsta scurt, ca să știți și să nu ziceți oare să o lăsați de YouTube, din mai filmează și una și alta. Nu mă las, numai că o să fie un pic o pauză în care nu o să filmez, pentru că, până la urmă, toți trebuie să ne căutăm de sănătate și sănătatea e prioritară față de alte chestii, cum ar fi YouTube sau nu știu, anumite chestii care... Mie sănătatea mi se pare mult mai importantă decât toate lucrurile la un loc. Așa că, măi prieteni, vă las, vă doresc o seară plăcută, un început de săptămână plăcut, alături de familie, de iubiți, iubite, prieteni și așa mai departe. Și să ne auzim cu bine la reîntoarcerea mea acasă. Vă pup, vă las, eu îmi vizionez serialul meu corean pe Netflix, cu ce mai, așa mai, dau ceva la gură să mânce. Că mi-așa îmi place, că mă uit la un serial, la un film, la ceva, trebuie să am ceva să ronțesc, că dacă nu, zici că mă râc, e așa. Mai un pahar de suc, mai nu știu ce, mai... Știți voi? Și uite că merge treaba. Așa că, o duminică plăcută în continuare și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. Vă pup. Oricum, fac clipulețe scurte pe TikTok. O să le vedeți, că fac tot felul de chestii pe acolo. Cum, mă, trebuie să ne distrăm. Vreau să mă duc la spital să stau acolo să-mi plâng în pumni în spital, dar ne distrăm, nu? Pupici, vă pup. 3 minute e suficient.